Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un reportaj informativ. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au avut astăzi posibilitatea să discute direct cu angajatorii despre începerea unei colaborări în cadrul bursei locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a avut loc la Galeriile de Artă din Focșani. Desfășurăm astăzi bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Este o acțiune care se desfășoară simultan în toată țara și care a început de dimineață de la ora 9. Până la această oră au participat un număr de aproximativ 120 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Specialiștii agenției noastre au contactat un număr de 979 de agenți economici din județul Vrancea. Agenții economici participanți la bursă sunt în număr de 16. Oferta de locuri de muncă, spunem noi că este foarte variată din toate domeniile: servicii, construcții, sănătate, confecții, agricultură. Locurile de muncă sunt în număr de 322 locuri de muncă ofertate de către agenții economici din județul Vrancea. Pentru că bursa este dedicată absolvenților și nu numai, putem să vă spunem că în oferta de locuri de muncă vacante există și locuri de muncă pentru studii superioare, și anume inginer agronom, inginer automatist, inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer energetică industrială, inginer horticultor, inginer în industria alimentară, inginer mecanic și inginer textile și pielărie. Sperăm ca ziua de astăzi să fie o zi cu succes și toate persoanele care au participat și care își doresc un loc de muncă să și-l fi obținut. Am venit să prezentăm un pic oferta de concurs, să zicem așa, din concurs de sursă externă, agent operativ. Am avut în desfășurare înscrierea pentru acest post de agent operativ. Încercăm să promovăm un pic partea asta de unitate penitenciară, penitenciarul Focșani. Și încercăm să atingem așa punctele cheie privind promovarea în sistemul penitenciar. Au fost persoane interesate? Sigur că da. Depinde și de persoane, acum că noi avem unele cerințe minime. Care ar fi? Să aibă diploma de bacalaureat și acum depinde și de postul pe care îl optează fiecare candidat, dar ca și condiție minimă pe care trebuie să participe la un concurs este diploma de bacalaureat, studiile mele. Am avut câteva interviuri, dintre care o persoană la care am luat datele de contact. Sperăm ca data viitoare să avem mai mult succes și să așteptăm absolvenți care să fie interesați de ofertele noastre mai mult decât de data aceasta. Un inginer tehnolog în vindicație, în primul rând, trebuie să aibă finalizat studii universitare specifice în domeniu. Avem posturi și cu experiență entry level până în 3 ani. Suntem dispuși să calificăm și să obținem la locul de muncă un stagiu de ucenicie, să spunem așa, de învățare a tuturor sarcinilor care ar trebui să le desfășoare în activitatea aceasta. În general, în viticultură și în vinificație, mai exact, pe domeniul nostru de activitate, da, ar trebui să aibă și studii în chimie alimentară. Și de acolo pornesc toate, să fac analize de laborator, să merge pe teren, în culturile de viță de vie, să merge efectiv cu șefii de fermă, cu oamenii calificați în domeniu și să încercăm să ne upgradăm pe zi ce trece la toate acțiunile din teren și la cultura. Ești absolvent de ce profil? Economic. Ce ți-ai dori să găsești de lucru? Eu mi-aș dori să găsesc operator validare date. Ai întâlnit această ofertă aici, astăzi, la bursa locurilor? Astăzi nu. Dar m-am uitat mai întâi pe tabelul din spatele dumneavoastră și după aia am observat că nu e așa, că am zis mai întâi să mă duc la oferte de locuri de muncă și la calificări. După care să mă duc la fiecare angajator în parte, să vorbesc cu ei, să văd ce ofer și ce aș putea eu să ofer în schimb ca și serviciu. Ai găsit ceva interesant? Te vei angaja după această bursă a locurilor de muncă? Sper.
Sper să mă angajez. Care sunt principalele tale așteptări de la un loc de muncă? În mare parte, îmi pasă foarte mult de mediul în care se lucrează, pentru că am probleme foarte mari cu zgomotul și lumina. Și dacă lucrez la un birou, o să fie mai ușor, pentru că lucrez închis. Lucrez între o clădire sau lucrez... Mi-e foarte greu să fac lucruri de teren sau să lucrez în, să zicem, o birouterie sau ceva de genul, unde tu trebuie să te miști foarte repede. Nu aș putea. Consiliul Județean Vrancea a găzduit conferința de seismologie 2024, ediția a doua. Cuvântul de deschidere a aparținut profesorului universitar dr. Inginer Radu Văcăreanu, rectorul Universității de Construcții din București. La cea de-a doua ediție a conferinței noastre, vă mulțumim pentru participare și înainte de a da cuvântul domnului prefect, care reprezintă autoritatea locală astăzi, vreau să vă spun că în această sală este elita științei și universităților românești. Avem invitații din Turcia, oameni de știință de înalt calibru și reprezentanța Ministerului Turc, echipamentului de aceea avem noi în construcție. La dreapta mea recunoașteți pe domnul profesor, rectorul Universității de Tehnice de Construcții București, profesor dr. Inginer Radu Văcăreanu. La stânga mea, domnul profesor dr. Adrian Cioroianu, care vine de-a cuvântul de deschidere, va avea o poveste frumoasă de spus. De mult, domnului profesor. Vrancea a fost devastată de cutremure de-a lungul istoriei. Și aici, cu greu îmi aduc aminte și cu părere de rău, de cutremurul din 4 martie 1977 și am înțeles că domnul profesor Cioroianu o să ne spună câteva cuvinte. Cred că despre această poveste, să zicem, este vorba. Un cutremur care a devastat România, așa cum, din păcate, ceva asemănător, dacă nu mai tragic, s-a întâmplat în Turcia, o țară prietenă. Eu vă urez din inimă mult succes. Sper că această conferință să aducă noi idei. Putem spune, de fapt, că Vrancea poate fi numit un laborator natural în ce privește această știință, pentru că, cum bine știți, cutremurile au loc între 60 și 200 de kilometri adâncime. Un lucru diferit, îl face diferit față de alte zone seismice. Încă o dată vă mulțumesc din suflet, vă urez mult succes și să dea Dumnezeu ca această conferință să fie fructoasă. Mă întorc de fiecare dată cu mare bucurie acasă. Și mă bucur să văd că la a doua ediție lucrurile au crescut și au crescut frumos. Pe lângă, spunem, colegi din România care s-au alăturat cu conferinței, avem și colegi din Turcia, de la Institutul Tehnic University, de la Ministerul de Resort din Turcia, persoane care au trăit extrem de intens catastrofa din februarie 2023. Fiind în zona afectată de cutremure și făcând această investigație post-cutremur, am considerat că prezența lor aici, și le mulțumesc încă o dată că au acceptat, este foarte, foarte importantă pentru întreaga comunitate. Aș fi vrut să avem posibilitatea să stea mai mult cu noi, să partim la niște întâlniri cu ministerele interesate, cu autoritățile interesate, dar și o zi e foarte bine și știu cât de important e timpul pentru ei și din cauza aceasta le mulțumesc. Așa cum spunea și domnul prefect, vinul și cutremurul. Amândouă sunt lucruri, într-adevăr, care marchează destinul acestui județ,
77, am trăit și 77 și 86. 90 nu mai eram la Iași, dar sunt clar niște momente care au marcat, dar în același timp niște momente care au arătat că am avut și avem în Focșa niște constructori care și-au făcut treaba foarte bine. Țin minte, după ambele cutremure, tata a fost inginer constructor, domnul inginer Bașinscă, văd la spate, avea blocuri în construcție și toată lumea a plecat să vadă ce s-a întâmplat cu blocurile lor. Și nu se întâmplase nimic. Eu nu am spus nimic, dar în orice caz, nu au avut niciun fel de efecte dezastruoase. Ceea ce arată că a existat întotdeauna o conștiință și o deontologie profesională care a fost mânată de cutremur în ziua aceasta. Tot. Teama pe care o avem în astfel de situații pleacă evident din experiența noastră ca oameni, ca cetățeni, în cazul unora pleacă și din, să zicem, cunoașterea istoriei, pentru că istoria noastră este presărată de astfel de evenimente, nu neapărat că aș lega de zona Vrancei, bun, înainte de vii și de cutremure, aș spune că, în egală măsură, Vrancea e legată și de mama lui Ștefan cel Mare și e un argument foarte puternic în a promova un județ, altfel foarte frumos, Vrâncioaia, nu? Ideea e în felul următor. Era o seară foarte liniștită, pentru că, de regulă, cataclismele în istorie vin pe un fond de liniște. Acea seară de 4 martie, pe care încă mi-aduc aminte, vă dați seama că aveam 10 ani, familia mea la Craiova locuia și, în fine, locuiește, maică mea încă trăiește, într-o casă construită în 1907, o casă stil vagon, foarte lungă, un corp în față, unul în spatele, de-a lungul curții, în fine, n-a suferit mari daune, dar, în egală măsură, până la urmă, nu crăpătura pereților e ceea ce te impresionează, cât acele secunde de zgârțire, și se pare că au fost peste 50 de secunde. Iar din perspectiva mea, ca profesor de istorie, în cele încă 5 minute pe care mi le-a mai dat doamna Manta, perspectiva mea, ca profesor de istorie, nu privește neapărat cutremurul, ci ceea ce s-a întâmplat imediat. Probabil vă aduceți aminte, sau în orice caz, Nicolae Ceaușescu nu era în țară, era în Nigeria. Era într-un turneu african și era, se pare, la începutul unei cine de stat, în fine, protocol, a fost anunțat și a decis să ia, pe vremea aia președinții României aveau un avion al președinției, și a luat avionul efectiv și s-a întors la București. Dar e interesant ce s-a întâmplat în lipsa lui. Prima idee importantă pentru noi astăzi în analiza istorică e că tot guvernul a stat paralizat până s-a întors Ceaușescu. Până s-a întors Ceaușescu, nu s-a întâmplat practic nimic. Toți l-au așteptat pe Nicolae Ceaușescu, e o chestie de ore. El a venit în cursul nopții, sau altfel spus, mai spre dimineață. Registrul Auto Român anunță că a lansat chatbotul Rareș, care este disponibil pe site-ul instituției, prin intermediul căruia publicul poate accesa mai ușor informații tehnice, cum ar fi să aflăm date la care expiră ITP-ul mașinii. De acum este mai simplu de interacționat cu Registrul Auto Român, mai ușor de accesat informații tehnice via chatbotul Rareș, disponibil pe site-ul Registrului Auto Român. Dacă vrei să verifici rapid când expiră inspecția tehnică periodică a mașinii tale sau vrei să știi cum trebuie să procedezi dacă ai pierdut cartea de identitate a vehiculului sau cum să obții o programare într-o reprezentanță, accesează site-ul instituției, unde poți vorbi cu Rareș, noul angajat virtual care a fost creat pentru a răspunde întrebărilor 24 de ore din 24 pe site-ul Registrului Auto Român.
Chatbotul Rareș a fost proiectat să devină din ce în ce mai bun, dar și prietenos, pentru că are capacitatea de a procesa volume mari de informații și de a înțelege limbajul natural uman. Pe măsură ce va interacționa cu utilizatorii, Rareș va învăța continuu din aceste schimburi de informații și va fi mai performant și mai precis în furnizarea de răspunsuri și soluții personalizate. Cu ajutorul lui Rareș s-a simplificat accesul la informațiile despre serviciile și procedurile Registrului Auto Român. Fie că accesați site-ul de pe un computer de birou sau de pe un smartphone. Pe www.rarom.ro puteți să-l cunoașteți pe Rareș. Se arată într-un comunicat al Registrului Auto Român. Secretariatele școlilor funcționează în acest an școlar după program flexibil, pentru ca părinții să poată ajunge să lase documente înainte sau după programul de lucru. Părinții și reprezentanții legali a elevilor vor putea merge la secretariatele școlilor începând cu anul școlar 2024-2025 în cadrul unui program clar stabilit, conform noului regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Programul de funcționare al secretariatelor cu publicul trebuie să cuprindă cel puțin 2 zile pe săptămână și să se respecte intervalele orare 8-9 și 16-18. Pentru a asigura legătura părinților sau reprezentanților legal ai beneficiarilor primari cu unitatea de învățământ, directorul și Consiliul de Administrație decid un program flexibil al compartimentului secretariat, astfel încât să asigure activitatea cu părinții sau reprezentanții legali ai acestuia în intervalul orar 8-9, respectiv 16-18, cel puțin 2 zile pe săptămână, prevede articolul 75 aliniatul 10 din documentul oficial. Compartimentul secretariat este subordonat directorului școlii și are program de lucru atât cu elevii, dar și cu părinții, reprezentanții legali sau alte persoane interesate din afara școlilor. Ca structură, compartimentul cuprinde posturile de secretar șef, secretar și informatician, analist, programator, în funcție de mărimea unității școlare. În acest context, secretariatul școlar are o serie de atribuții, între care transmiterea informațiilor de interes către elevi, profesori și părinți, întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date, dar și întocmirea situațiilor statistice și a celorlalte documente solicitate de către autorități, completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții, primirea, întocmirea, anularea, eliberarea, arhivarea și casarea actelor de studii și a documentelor școlare. Noul regulament publicat în luna august în Monitorul Oficial mai prevede, printre altele, introducerea notei la purtare în fiecare modul, aspecte legate de concursul de admitere în clasa a noua, câte un profesor în fiecare școală care să se ocupe cu proiectele europene, cursuri de educație parentală, cât și reglementări legate de cursurile online sau hibrid pentru elevi în situații excepționale. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla tare. Temperaturile minime se vor încadra între 7 și 9 grade, iar cele maxime între 14 și 16 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!